Patlagina este una dintre cele mai comune plante ce crește în mai toate continentele și este întâlnită în mod obișnuit pe pajiști, pe marginea câmpurilor sau a drumurilor. Originar în Europa și părți ale Asiei, planta a fost răspândită în mai toată lumea de coloniști europeni. Încă din cele mai vechi timpuri a fost considerată un panaceu, mama tuturor plantelor, o mulțime de beneficii. După ce a invadat continentele americane, aceasta a fost adoptată rapid și de populația batistană și introdusă în medicina tradițională pe bază de plante. Frunzele de pătlagină au fost folosite de nativi americani încă de la începutul apariției plantei în America. Aceștia foloseau planta pentru vindecarea rănilor, reducerea inflamației, oprirea sângerărilor puternice și pentru calmarea înțepăturilor, arsurilor și erupțiilor cutanate. Pentru uz intern, pătlagina era folosită de nativii americani împotriva răcelii, atusei, bronșitei sau în caz de gastrită, diaree, hemoroi și infecții ale vezicii urinare. De asemenea, rădăcina era transformată în pudră și folosită ca antidotă în cazul mușcăturilor de șarpe sau pentru a elimina din organism alte toxine otrăvitoare. Pătlagina este apreciată datorită calității sale terapeutice deosebite, antimicrobiene, emoliente, antiinflamatorii, expectorante, diuretice, antidiareice, cicatrizante, depurative, astringente, hemostatice, conform infuziedesanatate.ro.